Întotdeauna am simțit această bucurie în suflet atunci când am venit împreună în preajma cuvântului lui Dumnezeu și în preajma aceluia care a învățat ca nimeni altul și ne învață și astăzi prin Duhul Său. Întotdeauna am avut simt și trăiesc această mare bucurie știind că acest cuvânt vindecă și smulge din moarte și spun aceasta pe baza multor mesaje pe care le primesc de la diferite persoane. Îmi saltă sufletul de bucurie, vorba lui Creangă, în momentul când văd pe cineva care a fost salvat dintr-o situație așa nenorocită sau văd pe cineva care a reușit în viață din pricina faptului că a ancorat încrederea lui în Dumnezeu. Astăzi, prin harul bunului Dumnezeu, o să învățăm câteva lucruri pentru o clasă de oameni pe care putem să-i considerăm ca fiind la capătul posibilităților, la capătul drumului, de aici încolo nu mai este nimic. Este cum se spune, te-a izbit de zid. Vom învăța că acolo unde nu este nicio ieșire imaginabilă pentru un om, acolo mai este o ieșire pentru bunul Dumnezeu. Aceste clase de oameni vom adresa cuvântul lui Dumnezeu și nouă tuturor care putem oricând să fim în această situație. Schimbarea vieții este așa de bruscă, este așa de uneori totală, încât viața pe care o învățăm acum e de nerecunoscut în comparație cu cea de ieri. L-ascultam pe Simon Cowell de la America Has Talent și el este un om cu mari posibilități financiare și cu un renume pe tot pământul. Toate acestea, a construit un imperiu literalmente, toate acestea au stat în picioare până în clipa în care, fiind pe bicicletă, a fost lovit din spate de cineva și a fracturat coloana în patru locuri, de neimaginat. Concluzia lui nu vorbește despre spitale, terapii și așa mai departe prin care a trecut timp de un an, ci el ne mărturisește un lucru care nu e pentru prima dată auzit în lumea noastră. În clipa în care am fost lovit, lumea mea s-a prăbușit. Nu doar eu am căzut, lumea mea s-a prăbușit. Am fost ca un om pentru care, indiferent ce bani aș fi avut sau ce proprietăți, ce avere, ce putere, ce faimă, toate acestea au fost zero în clipa în care am căzut. Au dispărut literalmente și am intrat într-o viață despre care uitasem că există. Aceasta e mărturia lui într-un interviu. Astfel că vorbim cu două clase de oameni. Unii care fac față acestei situații în aceste momente și alții care sunt candidați la așa ceva. În Isaia, capitolul 1, versetul 5, avem date aceste două diagnostice cutremurătoare. Tot capul este bolnav, spune Isaia 1 cu 5. Ce înseamnă lucrul acesta? Nu înseamnă dureri de cap cu antinevralgici, ci înseamnă gândirea noastră. Înseamnă simțirea, vederile noastre, ideea noastră, înțelegerea noastră cu privire la adevărul despre viață, despre Dumnezeu, despre tot ce se întâmplă. Tot capul este bolnav. Dacă ne întreabă cineva cum stați cu sănătatea, putem să spunem foarte bine fizic, dar asta nu este totul. Cum stați mental cu sănătatea? Sunt oameni care au corpul fizic perfect, sănătos, dar mental stau foarte rău. Alzheimer și paranoia și alte boli de felul acesta, mintea e distrusă. Dar o altă clasă de oameni suferă sufletește. Mintea e bună, corpul e sănătos, dar sufletul este bolnav. Aceasta este expresia pe care o folosește cuvântul lui Dumnezeu aici în Isaia, capitolul 1 cu 5. Tot capul, toată gândirea este bolnavă și toată inima suferă de moarte. Aceasta este o situație care ar determina orice doctor să spună, domne, ne pare rău. E dincolo de posibilitatea terapiei, nu se mai poate face ceva, nu se mai poate opera, nu se mai poate trata. E dincolo de orice posibilitate. Tot capul e bolnav, inima suferă de moarte. Care e legătura dintre acestea? Ni s-a părut poate superficial
ce se întâmplă în mintea noastră, am tratat superficial, am gândit că putem să gândim la orice, să simțim orice, să creăm orice fel de imaginație, fără să ținem seama de faptul că un cap bolnav îmbolnăvește inima, îmbolnăvește simțirea, gândirea, emoțiile. Un cap bolnav duce la distrugerea întregei ființi. De aceea Biblia spune, a pornit de aici. După cum restaurarea pornește tot de aici, prin înnoirea minții voastre, ruinarea și distrugerea pornește tot din locul acesta, tot capul este bolnav și de aici inima s-a îmbolnăvit de moarte. Și doctorii spun, nu mai este nimic de făcut, chiar doctorii sufletești, fără să spună, se retrag în neputință. Nu mai ai ce face. Nu-mi vine nici să mă mai rog, spunea cineva. Pentru ce să mă rog, frate? Despre ce să vorbesc? Și am zis, nu este cazul, continuă să te rogi, nu este cazul să faci subiectul rugăciunii tale din situația nenorocită a unui cap care este total bolnav, gândire și asta, sau unei inimi care s-a îmbolnăvit datorită acestei gândiri. Nu acesta e subiectul. Nu, subiectul nu este ce se mai poate face în dreptul acestui om, omenește vorbind, subiectul este ce mai poate face Dumnezeu. Ați observat că a fost un om care a adus pe băiatul lui, dar într-o situație așa de disperată, încât ucenicii n-au avut nicio formă de credință când au văzut gravitatea situației, ei nici măcar, adică au fost cinstiți cel puțin și nu au inspirat, n-au dat o nădejde falsă acestui tată. I-au dat de înțeles că nu există răspuns, nu există ieșire. Când a venit Mântuitorul nostru, a găsit pe tatăl copilului acestuia bolnav de necredință. Necredința ucenicilor în care el a avut încredere, a venit cu credință la ei, necredința lor l-a infectat și pe omul ăsta și a ajuns să nu mai creadă. Trebuie să luăm bine seama ce face. Nimeni nu este o insulă, nu este izolat. Fie credința mea va inspira pe cel de lângă mine care se clatină în credință, fie necredința mea îl va ruina pe omul acesta. Cum ar fi putut vreodată fi vindecat bolnavul acela care a fost coborât prin acoperișul casei, dacă lângă el n-ar fi fost prietenii aceia plini de credință? Iisus afirmă credința lor. Când le-a văzut Iisus, credința a vindecat pe omul acela. Observați că așa cum în domeniul biologic suferința se transmite de la un om la altul, microb, virus, tot la fel în domeniul spiritual, credința sau necredința inspiră pe aproapele nostru. Este un fel de transfer spiritual care se petrece acolo. Ai mare grijă să nu rostești cuvinte de descurajare. Poate că eu sunt descurajat, dar lucrul acesta trebuie să nu constituie o primejdie pentru aproapele meu. Nu mă duc acasă fiind bolnav sau la biserică, dacă știu că am boală contagioasă asupra mea, nu mă duc să infectez toată adunarea, acum mă rețin, mă izolez cumva până când îmi revin. Mă rețin să vorbesc cu familia chiar, să spun despre ce se întâmplă în sufletul meu. Nu aș vrea să transfer starea mea sufletească asupra altor oameni. Sunt oameni care nu au conștiință pur și simplu. Imediat cum se întâmplă ceva în sufletul lor și se instalează mizeria acolo, suferința, scârba, furia, toți demonii aceștia vin acolo și invadează sufletul lui sau al ei, primul lucru pe care îl face, ia un telefon și sună pe cineva și duce mașina asta de gunoi pe care o are și o varsă în viața omului aceluia. Când s-a terminat telefonul cu un astfel de om încărcat cu atâtea mizerii în suflet, când a terminat telefonul, persoana aceasta este încărcată de moarte cu răul. Este pur și simplu leșinată, căzută, otrăvită, infectată. Nu face lucrul acesta cu aproapele tău când știi că starea ta sufletească nu ridică pe aproapele tău, ci îl scoboară. Eu știu că am auzit că dacă îi spui și la altcineva, te ușurezi, nu este adevărat. E în singură situație în care îți ușurezi sufletul în caz că declari mizeria ta sufletească și acesta e Dumnezeu. În momentul în care ai declarat mizeria asta sufletească unui om,
Nu numai că nu ți-ai ușurat sufletul, dincolo de ce ai avut povara aceasta, mizerie aceasta teribilă, se adaugă vinovăția teribilă de a fi îmbolnăvit și pe aproapele tău și de a fi vărsat tot gunoiul acesta acolo. Tot capul este bolnav, toată inima suferă de moarte. Nu este nicio scăpare la oameni. Pentru că deschizându-ți sufletul cu așa mizerie și spunând altuia ce ți-a zis cineva, ce ți-a făcut, vai cum ai suferit, cum ai fost nedreptățit, bajocorit și așa mai departe, spunând toate acestea, îl faci pe omul acesta să ridice din numeri neputincios, să spună nu pot să te ajut cu nimic și în tine se întoarce înapoi, tot ce ai făcut rău asupra vieții acesteia, se întoarce în tine înapoi sub o formă de descurajare. Deci chiar că nu mai este răspunsul de nici omul ăsta. Și el îmi spune, ce să mai poți face în situația aceasta? De aceea, iubiții mei, Scriptura ne îndeamnă să venim cu toate aceste lucruri, să ne vărsăm inimile, nu la vecinul, la vecina, la familie. Cineva își varsă nervii pe altcineva? Acest lucru este criminal. Cineva își varsă mizeria, toate lucrurile acestea, în viața acestei persoane. Absolut imoral. Biblia spune, vărsați-vă inimile înaintea Domnului. Numai omul care nu și-a vărsat inima înaintea Domnului, acela caută un om în inima căruia să-și verse mizeria lui sufletească și poate pe bună dreptate suferințele sau nedreptățile lui. Acela asupra căruia basculăm toată această mizerie. Omul acela are puterea să rezolve această problemă. Gândim noi cumva că vărsând tot răul acesta asupra cuiva, gândim noi cumva că vom fi noi vindecați și că ne-am eliberat noi și că mi-am vărsat focul sau m-am mărturisit sau m-am manifestat într-o situație sau alta. Gândim noi că vom fi vindecați? Nu. Vom fi împovărați și mai mult cu această povară a distrugerii păcii, fericirii aproapelui nostru. De aceea Sfânta Scriptură întreabă aici în cartea Isaia ce să se mai poată face, ce tratament să se mai poată da, ce metodă să se mai poată folosi. Este una singură. Vărsați-vă inimile înaintea Domnului. Spune-i lui tot. Omul care i-a spus lui Dumnezeu toate lucrurile, și care știe că a fost primit de Dumnezeu, n-a fost dat afară, omul acela trăiește cu adevărat eliberarea. Veniți la mine toți cei împovărați cu tot felul de probleme și eu vă voi da o odihnă sufletească. Aceasta nu o poate promite niciun preot, pastor, biserică, nimeni sub cerul nu poate promite așa ceva, dar nimeni nu poate împiedica promisiunea lui Dumnezeu să se împlinească. Adunaintea mea aceste lucruri, vărsați-vă inimile înaintea lui, aruncați asupra lui poverile voastre. El îngrijește de voi. Acolo se întâmplă într-adevăr tratarea și vindecarea sufletului care crede pe Dumnezeu. Altfel, capul bolnav și inima care suferă de moarte vor face victime, vor face și pe aproapele lor. Sunt oameni care au acest sadism în ei. Ei știu că nu ajută cu nimic lucrul acesta, dar ei vor ca așa cum suferă ei să sufere și aproapele lui. Lucrul acesta nu numai că nu va ușura povara ta, lucrul acesta va mări numărul victimelor acestei mizerii. Niciodată nu va aduce pace în suflet sau bucuria mântuirii, nici atât. Dimpotrivă, încarcă sufletul cu o nouă crimă peste starea sufletească ce a fost. De aceea, iubiții mei, o să privim aici în cartea profetului Isaia și o să rămânem literalmente fără cuvinte asupra stării în care se găsește poporul lui Dumnezeu când este chemat la vindecare. Că soluție la oameni nu există, acesta nu e motiv de disperare, nu este ultimul cuvânt. Există îndreptare la Dumnezeu, există vindecare la Dumnezeu, vindecarea sub aripile Lui, există această putere. Dă mie inima ta bolnavă de orice, Doamne, dar nu poți să dacă e bolnavă de moarte. Dă mie inima ta bolnavă de moarte și să vezi ce poate face Dumnezeu dintr-o astfel de inimă. Problema este că omul nu crede lucrul acesta. Pentru cel ce crede,
Mântuitorul Iisus spune, totul este cu putință celui ce crede. Se întâmplă nu numai că omul este vindecat de această povară a unor păcate reale, a unor greșeli grave în trecut, al unor nedreptăți, lucruri murdare, mizerabile, pline de rușine, care au fost săvârșite, care ar trebui să nu vadă niciodată lumina lumii. Omul nu numai că este vindecat de așa ceva când aduce povara lui înaintea lui Dumnezeu și crede în promisiunea lui de a le elibera, dar omul acesta devine un mare vindecător. Cu oricine va intra el în legătură, omul acesta va aduce cu el vindecare, ușurare, bucurie. Și cum spuneam, îl ascultam pe Alice Cooper zilele acestea mărturisindu-și călătoria lui din iad în împărăția lui Dumnezeu și, într-adevăr, chiar ascultându-l, intri sub o tensiune de neimaginat ca un om să vină de acolo, să primească pe Mântuitorul Hristos Iisus, să mărturisească așa despre El. Rar, dacă nu cumva niciodată n-am auzit o mărturie atât de clară, atât de limpede, atât de pasionată pentru Domnul nostru. Poate că, așa cum spunea soția mea de la Apostolul Pavel până acum, n-a mai fost cineva care să vină din adâncimile iadului să fie ridicat de Dumnezeu la lumina vieții. Și el spune în interviul lui, primesc o mulțime de scrisori cu același conținut. Tineri, mii de tineri, de pretutindeni, de pe toată planeta, din Australia până în Norvegia, de oriunde, mii de tineri înscriu aceeași vorbă. Când am ascultat prezentarea ta, am tras concluzia că dacă Dumnezeu a putut salva un om dintr-o așa nenorocire din care vii tu, dacă Dumnezeu a putut salva așa ceva, dacă Dumnezeu a putut scoate din ghearele morții un om căruia doctorii au spus în câteva zile va fi mort, dacă Dumnezeu a scos și este atât de sănătos și de bine astăzi, dacă omul acesta care a produs lucruri blasfemiatoare împotriva lui Dumnezeu, a creat revoltă în mii de inimi de părinți care și-au văzut copiii nenorociți, distruși prin muzica lui și prin textele pe care le-a pus el acolo. Dacă omul acesta care a făcut așa ceva a avut un moment de iluminare prin care Dumnezeu i-a câștigat inima, fiecare scrisorile acestea, fiecare dintre ele conțin același mesaj. Înseamnă că Dumnezeu mă poate scăpa și pe mine. Pentru că nu este om pe pământ care nu este încărcat într-un fel sau altul, dar nu orice om de pe pământ este dispus să primească oferta lui Dumnezeu. Din creștet până în tălpi nu e nimic sănătos. De obicei e speranță la cineva când se observă că o parte a corpului funcționează bine și se speră că susține și pe cealaltă, dar aici, din tălpi până în creștet, nimic nu-i sănătos. Răni, vânătăi, carne vie, nestoarse, nelegate, nealinate cu un de lemn. Nimic, nimic nu lasă cea mai mică urmă de speranță. Țara e pustită, cetățile arse de foc, străinii mănâncă ogoarele, sub ochii voștri pustiesc și nimicesc ca niște sălbateci. Fica Sionului a rămas ca o colibă în vie, ca o covergă într-un câmp de castraveți, o cetate împresurată, nu are nicio ieșire, nu are nicio scăpare, suntem aici și vă rog să urmărim bine condiția aceasta, pentru că ea este condiția noastră, fie prezentă, fie potențială. Cineva poate să ajungă aici, suntem candidați fără excepție la o stare ca aceasta. Cine stă în picioare să ia seama să nu cadă, spune Biblia. Nu te lăuda, eu nu sunt ca vameșul acesta, că într-adevăr nu ești ca vameșul acela, fiindcă vameșul acela a cerut har pe când tu ai cerut laudă și slavă și apreciere. Deci nu ești ca vameșul acesta. Scriptura continuă și spune, v-ați coborât până acolo încât ascultați cuvântul Domnului, că căpetenii ale Sodomei, ia aminte la legea Dumnezeului tău, popor al Gomorei, moral n-a rămas nimic de care să nu-ți fie rușine până la al treilea neam de tot ce se întâmplă acolo. Vă rog, notați aceste lucruri, pentru că ele sunt realități declarate de chiar Dumnezeu. Uite, aceasta e starea. Ne întrebăm la un moment dat ce sens ar avea
descrierea acestui diagnostic pe care marele medic îl pune. Este de extremă importanță. Numărul unu, ne dă nouă convingerea că trebuie să fim tratați. Ne dă nouă convingerea că am ajuns la un zid peste care nu se poate trece și trebuie să primim darul și harul pe care ne-l dă Dumnezeu. Acesta este cel din tâi lucru. Cel de-al doilea lucru este acela că ne ajută să înțelegem, pe de-o parte, gravitatea situației, pe de-altă parte, importanța lucrării lui Dumnezeu, lucrării de neînlocuită a lui Dumnezeu. Nu are cine, dacă nu mă scap tu, Doamne, dacă nu mergi tu cu mine în situația aceasta groaznică, nu are cine să mă scape. Urmăriți ce spune cuvântul lui Dumnezeu despre, erau religioși oamenii ăștia. Mergeau la templu, aduceau jertfe, cântări, rugăciuni, sabate, toate astea se țineau în timp ce diagnosticul lor este descris aici. Ce îmi trebuie mie mulțimea jertfelor voastre? Nu-mi place sângele taurilor. Când veniți înaintea mea, cine v-a cerut așa ceva? Păi dar nu scrie în Levitic? Da, dar cel din tâi lucru, adu inima ta ca jertfă, adu viața ta ca jertfă, după aceea discut de tauri, de oi, de alte lucruri. Nu mai aduceți daruri nefolositoare, nu ajută la nimic. Ați observat că Mântuitorul subliniază această lege a vieții. Dacă știi că ai făcut un rău aproape lui tău și încerci să vii să aduci daruri la biserică, sau dacă știi că viața ta a lăsat victime în urmă și încerci acum să faci o lucrare anumită prin care să compensezi răul acesta, nu se primește înaintea lui Dumnezeu, nu este primit. El spune, du-te întâi la aproapele tău și după aceea vine și adu daruri. Nu mai aduceți daruri nefolositoare, nu le primește Dumnezeu. Atâta timp cât tu știi că ai lăsat rău în urmă și nu l-ai vindecat. Nu mai aduceți daruri, mi-e scârbă de tămâia voastră. Ce tămâie aduci tu lui Dumnezeu? Fum acolo câtă vreme rugăciunea ta este un păcat, o blasfemie, o fără de lege, știind viața de păcat pe care un om o trăiește. Nu vreau luni noi, nu vreau sabate, nu vreau adunări de sărbătoare. Nu pot să văd nelegiuirea unită cu sărbătoarea. Trebuie să rezolvăm nelegiuirea ca să putem să mergem la sărbătoare. Acesta este diagnosticul pe care îl așează însuși Dumnezeu. Iar rugăciunea voastră, când vă întindeți mâinile, îmi întorc ochii de la voi. Oricât de mult v-ați ruga, n-ascult, fiindcă mâinile vă sunt pline de sânge. Știți ce ați făcut și veniți înaintea lui Dumnezeu și încercați, Doamne, te laud și te ascult. Lasă rugăciunea acolo, întrerupe, ridică-te de la rugăciune, du-te la aproapele tău și îndreaptă ce ai făcut. Dar nu se opresc lucrurile aici. La oameni se opresc aici. Ați observat că se aude expresia l-a scos din spital. De ce l-a scos? Nu mai au nimic de făcut. Doctorul a spus, Doamne, nu se mai poate face absolut nimic. L-au scos din spital. La Dumnezeu nu se întâmplă aceasta. Oricine merge la spitalul lui Dumnezeu cu credință în promisiunea lui Dumnezeu și care primește darul acesta de la Dumnezeu, oricine a intrat în acel spital al lui Dumnezeu, din cauza că inima este bolnavă de moarte și tot capul este bolnav, inima suferă de moarte, oricine a trecut de ușa spitalului Dumnezeu, are acest legământ al lui Dumnezeu. Pe cel ce vine la mine nu-l voi da afară. Sunt situații groaznice și se ajunge la soluție finală, într-un fel. Unii oameni și-au luat viața datorită a ceea ce a apăsat conștiința lor, datorită faptului că n-au putut să facă față rușinii sau degradării teribile pe care au suferit-o prin păcatul și păcătuirea lor. Au vreo scuză acești oameni? Nu. Are vreo explicație ceea ce fac o din cauza rușinii? Bine, bine, asta este adevărat. Ori atâția oameni care vin la spital sunt bolnavi, acesta e adevărul. Dar întrebarea lui Dumnezeu, ai mers la marele medic? Ai cerut vindecarea de la el? Ai crezut în puterea lui Dumnezeu de a schimba lucrurile? Iată chemarea lui Dumnezeu. Spălați-vă și curățiți-vă, luați dinaintea mea aceste lucruri.
luați faptele rele pe care... Încetați să mai faceți răul. Versetul 16-17 din 1 Isaia. Învățați-vă să faceți binele, căutați dreptate, ocrotiți pe cel asupri, faceți dreptate, apărați pe văduvă, opriți-vă, pune capăt păcatelor tale, i-a spus Daniel regelui. Bine, bine, știu că aceasta ar trebui făcută, dacă mă pune cineva să țin o predică, îi spun, uite, trebuie să faci așa, să te lași de rău, să te îndrepți, dar ce-i cu asta? În acestea a circulat un video în sute de mii de exemple, pot ajung și la mine. Și acel video ne spunea nouă, în esență, era un citat al lui Petre Țuțea, golește-ți inima ca să poată intra Dumnezeu. Cu cât îți vei goli inima, cu atâta va intra Dumnezeu în inima ta. E o vorbă dreaptă și adevărată, dar total neputincioasă. Știu că trebuie să îngolesc inima plină de mândrie, că Dumnezeu nu are loc într-un loc acesta. Tocmai de aceea s-a umplut inima de mândrie datorită absenței lui. Absența lui nu poate fi sau prezența lui concomitentă cu absența lui, care este mândria din sufletul nostru. Golește-te ca să intre Dumnezeu. Și Nicodem întreabă, bine, cum se face așa ceva? Iată, iubiții mei, cum se face așa ceva. Iată cum se vindecă un cap bolnav, total bolnav, și o inimă care suferă de moarte. Iată cum poate fi întâmpinată și biruită o situație ca aceea care a fost descrisă, în care nimic nu e sănătos din creștet până întâi, pe versetul 18. Veniți totuși să ne judecăm, totuși înseamnă, în ciuda și împotriva tuturor acestor realități, acestor total descurajatoare situații pe care le avem în viața noastră, veniți să ne judecăm. E adevărat că uneori, așa cum mi-a declarat un ofițer, păcatul meu este așa de greu că niciodată nu voi intra într-o biserică. Este un lucru care n-ar trebui rostit, domnule comandant. De ce? Pentru că, tocmai fiindcă păcatul este așa de greu, singurul loc în care ați putea merge cu el este biserica. Singurul loc în care te-ar putea trimite biserica nu e la ea însă și te iert eu. Nu, n-are nicio valoare. Singurul lucru pe care l-ar putea face biserica este să te îndrume și să meargă cu tine în prezența Marelui Vindecător. Aceasta se întâmplă. Dar dacă tu spui, păcatul meu este atât de greu că nu voi intra niciodată într-o biserică, sau dacă tu spui, cum vorbeau deținuții din camera lui Serafim când l-au văzut că a venit cu o Biblie în cameră, știindu-i viața, i-au smuls Biblia de mână, băi, criminalule, pui mâna pe cartea asta, păi n-ai voie să pui mâna pe cartea asta, i-au smuls cartea din mână. Aceasta este concepția omului care n-a cunoscut și refuză să cunoască pe Dumnezeu. Iei cartea din mâna criminalului și vinovatului? Păi, tocmai această carte trebuie să fie mâna lui, tocmai pentru că este criminal și vinovat de lucruri grave, pentru că mama lui s-a jelit la vorbitor când l-a văzut acolo încărcat cu așa blestemății și recăzând în situația aceasta. Tocmai pentru că este într-o astfel de situație. Veniți totuși, spune aici, adică Abraham a nădăjduit împotriva oricărei nădejdi. Noi trebuie să venim la Dumnezeu împotriva oricărui motiv de a veni. Sunt oameni care cred ei că au motive de a veni. Sunt bogat, m-am îmbogățit, de asta am venit să-ți arăt cine sunt. Sunt alți oameni care cred că au motive să vină, postez de două ori pe săptămână, dau zeciuiel, sunt nelipsit de la biserică, una alta, care cred că au motive să vină. Acestea nu sunt motive de a veni la Dumnezeu ca să te etalezi, să arăți cine ești. Acestea nu sunt lucruri care să te umple de îngânfare și de dispreț față de aproapele tău. Nu sunt ca acest vame și eu sunt. Am venit aici pentru că merit să fiu aici și ar trebui să fiu apreciat chiar de Dumnezeu. No, acestea nu sunt motive. Nu pentru aceasta a binecuvântat Dumnezeu o viața cuiva. Motivul adevărat pentru a veni înaintea lui Dumnezeu e al omului care și-a
bătut pieptul în fața lui și care a spus: altceva de a veni înaintea ta nu am, singurul lucru pe care îl cer, ai milă de mine, Doamne Dumnezeule. Judecata lui Iisus se pronunță. Omul acela care a crezut că are merite, merită să fie înaintea lui Dumnezeu, omul acela a plecat acasă mai rău de cum a venit, iar omul acesta care n-a avut niciunul din aceste motive merite numite să vină înaintea lui, spune Mântuitorul nostru, s-a întors acasă neprihănit. Nu primi niciodată gândul acesta că pentru faptul că ești nevrednic, nedemn, necurat, pentru faptul că e un trecut în spate spre care nu poți privi, ai vrea să te îmbeți continuu, să intri în droguri, să uiți această nenorocire. Aceste lucruri nu numai că nu sunt mijloace ca să te țină departe de Dumnezeu, ci sunt chiar motivele cele mai mari pentru a veni la El. Unde este credința noastră, împovărați de un cap total bolnav și de o inimă care suferă de moarte? Unde este credința noastră în acela care a zis: veniți la mine toți cei care aveți capul bolnav de moarte și inima suferind de moarte? Veniți la mine, e chemarea lui. Atunci când un om refuză să vină la El pentru că e împovărat, pentru că are multe păcate, pentru că e nedemn, pentru că nu poate să stea în prezența unui fariseu care are de spus multe sau unei laodicee și laodicean care se dă pe din afară a fiind bogat și îmbogățit. Faptul că un om este prezent înaintea lui Dumnezeu alături de așa ceva arată că a crezut în adevăr cuvântul celui care l-a chemat. Iisus nu a spus: veniți la mine cei împovărați dacă nu sunt sfinți prin preajmă. Nu a spus lucrul acesta. Poate să fie indiferent cine, Eli, marele preot cu băieții lui care nu cunoștea pe Dumnezeu, poate să fie Samuel cu băieții lui judecători care luau mită și erau nedrepți, indiferent cine este de față. Eu n-am venit aici pentru că am fost, pentru că mediul îmi permite. Dacă suntem toți la grămadă de același fel, venim toți. Ce să facem? Alcoolici anonim, suntem toți în situația asta, îmbarcați. Dar eu nu vin aici pentru lucrul acesta. Nu m-a chemat. M-a chemat Mântuitorul care mi-a spus: vină la mine cu povara. El orbului acestuia. Vino. Și s-au dus la el și au spus: vino, te cheamă învățătorul. Când ai auzit cuvântul, vino la mine cel împovărat de un cap bolnav și de o inimă care suferă de când ai auzit cuvântul acesta, nu te împiedica de cap bolnav și suferind de moarte. Nu te împiedica de așa ceva. Privirea nu asupra stării tale, ci asupra celui care te-a chemat, pentru că acela care te cheamă știe că are puterea vindecării asupra ta. Veniți totuși să ne judecăm. Veniți să ne judecăm. Indiferent, totuși, aceasta înseamnă oricare ar fi situația. Oricare ar fi situația. Veniți totuși să ne judecăm. Povestea Alice Cooper că a venit un moment în care s-a aflat în fața acestui zid, având în urmă o viață atât de nenorocită spre care îi este frică să privească, având înainte perspectiva unei vieți și mai groaznice și a unei morți sigure. Toți cei din formația lor de rock au murit la 27 de ani, au fost înmormântați. El este în vârstă astăzi datorită acelui moment. Și a spus, zice, aveam în mână o minge de drog, de cocaină sau heroină, cât o minge de tenis, aveam lângă mine. Am avut un document oarecare și un pistol în mână. Și am fost hotărât să închei drama aceasta pe această cale, gândindu-mă că mă pot ascunde în moarte. Acolo, deodată, a intrat în baie, a ieșit, deodată, spune el, mi-a iluminat Dumnezeu sufletul și mi-a spus că nu este singura posibilitate. Și criteriul hotărârii mele nu trebuie să fie starea mea, ci trebuie să fie
oferta, chemarea lui Dumnezeu. Uite, ai această posibilitate. Mai ai această mutare pe tabla de șah. Nu da mat înainte de a face această ultimă mutare. Și cuvântul lui Dumnezeu spune că acolo a cunoscut el pe Hristos Iisus, acolo a fost el eliberat. Deși venea dintr-o familie religioasă, dacă m-ar fi așezat cineva la masă, spunea dumnealui, aș fi știut să răspund de toate problemele din Biblie, dar niciodată n-am cunoscut personal atingerea lui Iisus, prezența lui Iisus. N-am simțit niciodată puterea și iubirea lui. Situația mea și boala mea groaznică și ruinarea totală a corpului meu sub droguri, sub alcoolismul nenorocit, desfrânări, petreceri de nopți și zile și săptămâni, în degradarea totală a corpului, toate aceste lucruri care mie mi se păreau sfârșitul lumii mele, toate au apărut în fața mea ca fiind nimic în prezența puterii și iubirii aceluia care mă chema la sine. Și am răspuns. Și a fost întrebat în final, ce mesaj ai trimite acestei generații? Și răspunsul lui a fost simplu. Când vei auzi bătaia la ușă în inima ta, deschide. Nu te întreba cine ești, ce ai făcut, sau încotro te îndrepți. Nu aceasta este important. Important este cine este la ușa vieții tale. Dacă auzi bătaia aceasta, nu amâna, pentru că n-o să mai ai putere mâine, cum ai astăzi, spre exemplu, de a deschide, ci deschide. De aceea spune Sfânta Scriptură, dacă aude cineva și deschide, voi intra la el, voi cina cu el și el cu mine. Iubiții mei, când citim istoria Laodiceei, care este simbolul bisericii de astăzi și a stării noastre în anumite împrejurări, când citim așa ceva, ne întrebăm, mai este vreun leac în Galaad care ar putea vindeca o astfel de stare? Nu este bolnavă de ficat, nu e bolnavă de inimă, dar este bolnavă de spirit. Are acest cancer al spiritului care se numește mândrie. Acest cancer care leapădă pe Dumnezeu, nici nu pomenește de numele lui Dumnezeu. Ascultați în programe, în predici, nu se pomenește lucrul acesta, nu duc lipsă de nimic. Și ea, în starea aceasta te întrebi, mai există vreo cale de ieșire? Și Mântuitorul spune, da, dacă n-aș sta eu la ușă și aș bate, mesajul ar fi că nu mai este nicio cale de ieșire, dar pentru că eu stau la ușă și bat, aceasta înseamnă că există scăpare pentru tine. Există scăpare pentru cel care este orb, nenorocit, ticălos, pierdut. Există scăpare și despre lucrul acesta mărturisește prezența lui Iisus, care bate prin Duhul Sfânt la inima noastră. Niște gânduri care n-ar putea fi trecute pe pagină, nici înregistrate undeva, dar care au și intră în dialog cu sufletul nostru. Vrei să te faci sănătos? Doamne, dar la mine tot capul este bolnav și inima suferă de moarte. Vrei să te faci sănătos? Ați observat că la Betesda n-a răspuns la întrebarea lui. Întreabă dacă vrei să te faci sănătos și el spune, uite care e situația mea și uite ce nefericit sunt. Nu aceasta e întrebarea. Întrebarea este, vrei să te faci sănătos. Dacă lucrul acesta primește un răspuns favorabil și a primit din partea lui, deși n-a rostit cu gura, dar Iisus a comunicat cu sufletul lui care a zis, ajută Doamne mele, Iisus a înțeles mesajul acesta, omul acela a fost vindecat. De aceea, prietenii mei, așa cum spune Sfânta Scriptură, veniți totuși să ne judecăm. Să ne judecăm, dacă ne judecăm, e vorba de vreun tribunal, e vorba de un procuror, de un judecător care ne va condamna, e vorba de așa ceva, cui ar trebui lucrul acesta? Este o gravă confuzie în acest domeniu.
Când Dumnezeu spune veniți să ne judecăm, El vrea să spună vreau să mă judec cu capul tău bolnav, vreau să-l fac sănătos. Vreau să mă judec cu inima ta care suferă de moarte. Vreau să fac din ea o inimă după chipul lui Dumnezeu, să scot inima de carne, inima care suferă de moarte, inima bolnavă. Să lucrez la noirea minții tale și dintr-un cap bolnav în totul, să transformăm lucrul acesta într-un templu al Duhului Sfânt. Aceasta este chemarea și aceasta este oferta. Veniți totuși să ne judecăm. Știu că mulți oameni nu vor veni. Destul de mulți, poate foarte mulți, cei mai mulți. Mulți sunt chemați. Toată lumea este chemată și invitată la Dumnezeu. Biblia spune că puțini vor răspunde la aceasta. Veniți, de vor fi păcatele voastre, cum e cârmăzul, se vor face albe ca lână. Ce mai poate face cineva dintr-un trecut ca acesta? Ca al unui criminal nazist, ca al unei femei care mi-a spus un număr de avorturi înfiorător. Ce mai poate face Dumnezeu din așa cea? De vor fi păcatele voastre încărcate de sânge, roșii cum e purpura, scrie aici, se vor face ca lână, albe. De ce și cum? Cum se poate întâmpla așa ceva? Nu prin vreo magie, nu prin hocus pocus, ci Iisus Mântuitorul spune, eu voi lua asupra mea păcatele tale, purpura păcatelor tale și îți voi da ție alb ca zăpada caracterului Dumnezeu. Este acest schimb despre care vorbește prorocul Isaia în capitolul 53 când spune El a luat asupra Lui fără de legile noastre. Așa se transformă păcatele din roșii ca purpura în albe ca zăpada. Așa se transformă starea noastră cea fără speranță. Nu este un hocus pocus. Este jertfa jertfelor prin care bunul Dumnezeu a adus ființa noastră acolo unde n-ar fi putut să ajungă niciodată singură, deși încearcă mereu ca o nebună, încearcă mereu să facă lucrul acesta. Știu ce ar trebui să fiu, știu ce ar trebui să fac. După omul din lăuntru îmi place lucrul acesta, văd în mine altă lege, vreau să fac bine, n-am putere să fac. Nu, niciodată nu se va întâmpla lucrul acesta, pentru că el nu se poate face pe calea aceasta. Firea pământească, păcatul nu se supune lui Dumnezeu, dar nici nu poate să se supună. Astfel că venim înaintea lui Dumnezeu și îi cerem cu adâncă rugăciune, Doamne, ajută necredinței mele și primește-mă înaintea Ta. Aceasta este rugăciunea noastră, Tată Ceresc. Aceasta este rugăciunea noastră plină de încredere că în acest cuvânt al Tău este putere, mare putere, Doamne. Și Tu ești gata să smulgi din întuneric și din umbra morții pe cel care își ridică privirea spre Tine și se încrede în promisiunea Ta. Doamne, îți mulțumim că în Domnul Hristos cele vechi s-au dus, suntem o făptură nouă. Fă lucrul acesta și pentru aproapele nostru care se zbuciumă astăzi în ghearele morții și fii binecuvântat în veci. Amin.